Pe ghicite. Cum le mergea, alte nu mergea și când se epuizăm noi problema în mulțimea numerelor întregi. Aveam o infinitate de elemente. E testat. Aveam. Deci, eu am plecat. Ca să fie inversabil, trebuie să fie egalitatea asta. La compunere se facă elementul neutru. Când am cerut așa, X' arată de forma asta. Dar X' de unde trebuie să-l găsesc? Tot din Z, din mulțimea aceea. Adică fracția asta trebuia să fie din Z. Și ca fracția să fie din Z, o aranjez foarte interesant, iată că am inspirații pe minus 3-ul acela, îl scriu ca fiind minus 4 plus 1. Știi de ce? Pentru că dând pe minus 2 în factor, vine x plus 2, cu x plus 2 se va simplifica. Și rămâne 1 supra x plus 2 mai departe. Da. Și, și atunci când cere ca și 1 supra x plus 2 să fie întreg, e limpede x plus 2 trebuie să fie plus minus 1 și de acolo găsim pe cele două valori, oprim și dăm drumul la cel de-al doilea fișier.